Cum să devin mai plin de încredere în Domnul? Discutăm astăzi cu pastorul Vasile Filat. A adresat cineva această întrebare cu privire la a avea mai multă încredere în Dumnezeu, să fii plin de încredere în Domnul. Și zice persoana că lucrează la o școală de romi și întâmpină multe din partea diavolului. Cred că este o luptă, probleme. Mai ales că ei blastămă și blastămă la câteva minute într-una. Ce sfătuiți o astfel de persoană în acest context? Să înțeleg că persoana aceasta are nevoie de mai multă încredere ca să vestească Evanghelia acolo. Cred eu. Nu ne-a dat mai multe detalii, dar duce o luptă, se vede, că cu persoane care nu sunt credincioase, da. Și mai ales că vorbesc lucruri care nu sunt atât de... Deci dacă este vorba de credință, cum să-și mărească credința persoana aceasta, că asta vreau să înțeleg bine ce are în vedere. Din întrebare parcă m-ar zice și una și alta. Cum să-i crească credința, dacă asta are în vedere sau dacă are în vedere cum să devină o persoană încrezută. Ei, cred că e bine să răspund la ambele. Da, și atunci vom fi siguri că acoperim răspunsul, dacă a fost așa, ori așa. În Sfânta Scriptură este scris că credința vine în urma auzirii și auzirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu. O persoană care nu studiază Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi o persoană tare în credință. Dacă vrem să fim tari în credință, atunci trebuie să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, dar și să ne grăbim să-L punem în practică imediat, Cuvântul lui Dumnezeu. Creșterea în credință numai decât înseamnă creștere duhovnicească, creștere spirituală. Cu părere de rău, sunt foarte puțini oameni care înregistrează creștere spirituală. Sunt cei mai mulți credincioși, cei mai mulți creștini, nu au creștere spirituală. Lucrul acesta a fost și în primul secol, lucrul acesta a fost totdeauna pe parcursul secolilor și lucrul acesta este și azi. În primul secol chiar Apostolul Pavel le-a spus corintenilor, zice, am impresia că vă adunați ca să vă faceți mai răi decât să deveniți mai buni. Unii din voi, deci deveneau mai răi, nu mai buni. Un creștin care are o credință bună, o credință sănătoasă, o credință sănătoasă totdeauna va crește, va crește, va crește și credința aceasta va fi vizibilă, creșterea ei. Iată să zicem cum a lui Gai, în epistola a treia a lui Ioan, el spune că prea iubitule doresc să sporească sănătatea ta, cum sporește și sufletul tău. Ceea ce însemna că se registra o creștere spirituală care era vizibilă. Zice, într-adevăr, toți sunt mângâiați de tine, toți oamenii, toți vorbesc bine de tine. Apostolul Pavel la epistola 1 către Tesalonicieni iar spunea, zice, credința voastră merge mereu crescând și toți mărturisesc lucrul acesta. Puțini oameni, puțini creștini sunt a căror credință crește. Cei mai mulți nu înregistrează creștere. De ce așa? Eu cred că un răspuns îl avem în epistola lui Iacov. Iată în epistola lui Iacov, acolo la capitolul 1, începând de la versetul 22, Iacov prezintă două feluri de creștin. Unul care are creștere spirituală și unul care nu are nicio creștere spirituală. Unul care rămâne așa cum a fost. Interesant că și unul și altul au dorință să crească duhovnicește. Spre deosebire de mulți în zilele noastre, nici măcar nu au nicio dorință de felul acesta. Ăștia au dorință să crească duhovnicește. Unuia îi reușește, altuia nu reușește să crească. Și atât el spune așa, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Din start pune accentul pe faptul că trebuie împlinit cuvântul lui Dumnezeu, nu doar ascultat. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața ferească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Deci nu poate registra o creștere spirituală omul care vine la biserică, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl înțelege bine, pentru că aici spune și vede fața ca într-o oglindă, își vede starea lui spirituală ca într-o oglindă. Ascultă atent, ascultă mesajul, dar după asta pleacă și imediat uită cum era. Păi cum poți aplica ceva care ai uitat? Nu mai poți aplica nimic. Nu se întâmplă nimic. Omul ăsta vine ca și cum ai merge la fântână cu o găleată spartă. Și pui apă în ea, torni apă. Până ajunge acasă, toată apa curge pe drum.
Când te întorci înapoi, iar torni apă, iar te întorci acasă, niciodată nu vei ajunge acasă cu apă în ea. Este ca o găleată spartă. Însă, iată aici spune, în continuare, ne-l prezintă pe cel care are creștere spirituală. Zice, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită? El nu se mulțumește doar să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Vine la biserică, îl ascultă, dar după aceea, zice, el își adâncește, el personal, persoana aceasta singură își adâncește privirile în legea desăvârșită, cercetează cuvântul lui Dumnezeu. Legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și zice, stăruie în ea, perseverează, insistă în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. Acela va fi fericit în lucrarea lui. Omul acela înregistrează o creștere spirituală. Cei mai mulți creștini nu înregistrează creștere spirituală, tocmai pentru că ei falimentează la pasul ăsta când trebuie aplicat. Când trebuie aplicat. Ei înțeleg bine cuvântul lui Dumnezeu, dar la următorul pas, când trebuie să aplice, ei nu cresc. Eu sunt antrenor de sport, sunt sportiv. Și iată, eu cred că imaginea asta cu sportivul e cei mai potrivit aici ca să-i explic. Iată, avem acum echipă de campioni, se pregătesc să meargă la campionat european. Ei sunt campioni, bine, toți. Dar ce vreau să zic? În sală, când vin, unii înțeleg mai greu ceea ce le se explică, pentru că taekwondo, sportul ăsta care îl predau, este un, ca și oricare sport. Oricare sport implică foarte mult cunoștință, foarte mult înțelegere, trebuie să înțelegi lucrurile, cum ce se întâmplă. Și iată, aici unii înțeleg repede, au capacitatea de a înțelege repede, de a înțelege bine, dar ei nu merg să aplice, nu au răbdare și perseverență să practice tot ceea ce sunt învățați. Și dacă ei nu au perseverență și răbdare să practice, din ei nu vor ieși niciodată sportivi, nu pot realiza nimic. Rămân doar cu cunoștințele. Exact, ei rămân doar cu cunoștințele. Și acum închipuiți, vin în sală mulți, toți au primit cunoștințele astea, cineva pleacă și perseverează să aplice, învață, pune în acțiune totul. Și acela, bineînțeles, va crește ca și sport, va exersa tot. Cel care nu exersează, nimic nu se va întâmpla, nu poate ajunge un campion. Ba chiar am văzut oameni care, când au intrat în sală, n-au avut capacități grozave, nici sportive, nici intelectuale, așa ca să pătrundă, nici așa ageri de minte, să înțeleagă repede ceea ce le se explică. Dar pentru că au perseverat să aplice, au perseverat, au insistat, au crescut campioni, au ajuns campioni mari. Pe când oameni cu capacități grozave n-au ajuns nimic. Aveau și capacități sportive, și intelectuale, și ageri de minte, și totul, dar n-au ajuns nimic, pentru că n-au avut perseverență. Iată așa și aici. Cine nu are perseverență, nu poate avea creștere spirituală. Cine nu perseverează să aplice cuvântul lui Dumnezeu, nu poate avea rezultat. Chiar am spus acum duminică la biserică. Cu o săptămână înainte, am fost la adunarea tineretului, la ora de rugăciune a tineretului, și am făcut un studiu biblic, dar și i-am învățat cum să le vestească Evanghelia la prietenii lor din rețelele de socializare. Și le-am dat și o sarcină, le-am spus, uite, acum v-am învățat, în săptămâna care vine, vreau în fiecare zi la două persoane să le vestiți Evanghelia și așa veți ajunge la un număr de 14-15 persoane să le vestiți Evanghelia. Când va trece săptămâna, vă rog să-mi scriți care a fost succesul, să-mi dați așa un raport, să știu și eu cum a fost, cum m-ați aplicat. Și am numărat câți erau în sală. În sală erau 19 persoane. Am fost foarte curios din 19 persoane câți, și le-am zis, sunt foarte curios câți din voi veți fi ascultători, împlinitori cu fapta. Și numai 4 persoane mi-au trimis raport. Deci ceea ce înseamnă că 15 n-au aplicat. Și eu am crezut că este o rată destul de bună. Pentru că de multe ori rata e încă mai joasă. Încă mai joasă poate să fie. Acum, cei care au aplicat, ei au creștere spirituală. Când faci ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ai creștere spirituală. Când nu faci, nu poți avea creștere spirituală. Deci, iată, asta vreau să-ți spun, dragă soră sau frate care ai adresat întrebarea aceasta, dacă vrei să crești duhovnicește, atunci trebuie să pui în aplicare cuvântul lui Dumnezeu.
ceea ce ești îndemnat la biserică să faci, nu lua ca și opțional, nu lua ceea ce ți se spune la biserică ca și opțional. Inclusiv ce învățătura care o asculți aici, care ți-o dăm noi la site-ul ăsta, dacă o iei ca și opțională și nu faci nimic din ceea ce noi te îndemnăm să faci, să nu aștepți să ai creștere spirituală. Dacă vei pune în aplicare tot ceea ce înveți, atunci vei avea succes, vei avea creștere, creștere spirituală. Cât privește școala aceasta unde te afli, nu trebuie să te necăjești de faptul că ei blestem, înjură sau ce mai fac ei acolo. Am înțeles, ai zis că sunt romi acolo, mulți care se poartă așa. Faptul că te afli acolo, te-a pus Dumnezeu acolo ca să le vestești Evanghelia. Roagă-te totdeauna acasă ca să-ți dea Dumnezeu cuvânt potrivit pentru ei. Roagă-te la Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt și să-ți dea îndrăzneală. Dumnezeu e Cel care îți dă îndrăzneală și Dumnezeu îți va da îndrăzneală să le vorbești. Deci cere îndrăzneală de la Dumnezeu, cere să fii plină de Duhul Sfânt și vorbește-le din cuvântul lui Dumnezeu. Fii sensibilă la nevoile care le au oamenii aceștia. Vezi cum poți să împlinești nevoile acestea și vestește-L pe Domnul Iisus Hristos. De asta te afli acolo. Nu lua înjurăturile, batjocura lor și toate restul, nu le lua personal. Fă-ți slujba bine, slujește și spune-le despre Domnul Iisus Hristos. Dacă a rânduit Dumnezeu să fie acolo, atunci te-a lăsat cu un scop, ca să fii misionara lor. Fii misionara acestor persoane și spune-le despre Domnul Iisus Hristos. Chiar începe un studiu biblic, mai ales dacă ești în poziția de profesor sau profesoară, atunci începe un studiu biblic cu ei acolo la școală, cu cei care vor dori și vei vedea că încetul, cu încetul se vor adăuga și alții și ei vor afla calea mântuirii și vor fi mântuiți. Așa să te ajute Dumnezeu să faci.